Deci, bineînțeles, ce am urmărit este creșterea calității în serviciile de urgență și un sistem bine structurat de formare a personalului. Suntem conștienți că degeaba investim în echipamente dacă nu investim și în personal. Lucru care în ultima perioadă ne-am concentrat pe el și o să vedeți că acest proiect a fost foarte mult axat pe formarea personalului în domeniul asistenței medicale de urgență.